Salut, Andrei! N-a fost o victorie în această seară, ne-am creat numeroase ocazii de poartă, n-a intrat, parcă n-a fost seara noastră. Da, într-adevăr, așa se întâmplă uneori în fotbal, joci bine, ai ocazii, dar nu reușești să marchezi, bine că nu am primit gol, am jucat în deplasare, a fost primul meci, se vede că încă nu suntem în ritm, degeaba am jucat meciurile amicale, trebuie să mai acumulăm, să mai treacă 2-3 meciuri ca să putem fi în formă maximă, însă per total consider că am făcut un meci bun, adversarii nu și-au creat nicio ocazie, deci este un rezultat îmbucurător pentru retur. Pe lângă faptul că au fost primul meci oficial din sezon, au intrat și câțiva jucători noi. Cred că în continuare poate mai aveți nevoie de timp pentru ca ei să se integreze în stilul nostru de joc, în echipă. A contat și asta? Nu vreau să caut scuze. Consider că am ratat noi prea mult în această seară. Trebuie să ne dea puțin de gândit. În același timp, sunt bucuros, să spun așa, pentru că nu am primit gol. Asta contează, asta ne cere mister, pentru că 0-0 aici este un rezultat bun pentru noi. Acasă trebuie să câștigăm meciul și automat ne calificăm. Peste o săptămână se decide calificarea la Cluj. Cum vezi meciul de acasă? La fel ca cel de azi, se vor apăra, își vor da viața, cum făceam și noi cu echipele mai bune decât noi. Am simțit adversarul în această seară, de acum trebuie să fim conștienți că la meciul retur, prima ocazie pe care avem trebuie să dăm gol pentru a ne face meciul ușor și a obține calificarea. Mulțumim, Zborul. Și eu, mulțumesc.